Cele 6 societăți de îngrijiri medicale la domiciliu din Mehedinți au consumat în doar 8 zile plafonul atribuit de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru toată luna februarie. Tocmai din acest motiv, șeful CJAS Mehedinți anunță că săptămâna viitoare va demara acțiuni de control la aceste firme. În plus, vor fi verificați și medicii care prescriu rețete. Începând de săptămâna viitoare, am vorbit cu colegii de la control, cu toți cei 6 colegi care am la control, și vom demara un control la toate cele 6 societăți de îngrijiri la domiciliu. Vă și spun motivul de ce voi începe acest control, pentru că nu este normal ca în data de 8 februarie, adică în 8 zile, să termin plafonul care le era alocat serviciilor de îngrijiri la domiciliu, iar anul trecut dura și 25 sau chiar 30 de zile acest plafon. Deci e clar că aparent sunt unele nereguli și voi demara un control foarte amănunțit și nu numai la cei de la îngrijiri la domiciliu, ci și la medicii prescriptori, la medicii care prescriu rețetele. Vreau să văd și eu cum se prescriu rețetele. Eu tot timpul am susținut aceste societăți de îngrijiri la domiciliu, este nevoie de ele, le-am făcut lobby când a fost cazul, dar aceste servicii trebuie să fie conform normelor și contractului cadru aprobat. Nu ieșim sau sărim din legislație. Asta vreau să văd în urma controlului, că într-adevăr s-a respectat legea. Ion Mâțu anunță măsuri dure în cazul în care inspectorii Casei Județene de Asigurări de Sănătate vor constata nereguli în activitatea acestor firme, care vor merge până la rezilierea contractelor cu casa.